I-ați dovedit și întâlnim și la vedeți și aici pentru noi sau... Ce s-a întâmplat pentru că am înțeles că a fost cu eu? Fața la camera. Nu știu, eu nu am văzut, i-am uitat eu, nu știu. Nu știu ce. Cum e o victorie mare? E o victorie foarte mare pentru noi, e o victorie muncită, meritată, că am dominat, eu zic, meciul. Prima oară că câștigăm două goluri diferențe, dar eu zic că meritat. Ați scăpat de victorie mare? Nu putem să zicem, până la matematică am scăpat, până nu putem să zicem că am scăpat, dar am luat-o și suntem acolo pe locul 9, parcă așa am auzit, luptăm bine. Ați îngropat viitorul? Eu zic că mai au șanse, are și Brașovul șanse, nu numai viitorul, nu am îngropat pe fiecare are șanse, dar mai cred că Corona nu mai are șanse. Ați intrat destul de greu în meci, practic, mi s-a părut că ați fost foarte relaxat. Nu, chiar am fost... Am intrat să batem din prima, să dăm gol, dar nu știu dacă a fost penalti sau nu pentru ei. Dar în fine, au dat gol, 1-0 pentru ei la pauză, bine că am întors. Acum că am scăpat din presiunea asta, sunt mai rezultatelor, puteți spera mai mult, adică la o plasare mai sus? Mi-e place să joc fiecare meci în presiune. Nu că n-am scăpat 100% de recuperare, dar presiunea aia mare am scăpat. Acum trebuie să jucăm mai relaxat. Cred că și azi am jucat mai relaxat, ca doar repede. Să vedem. De meci, să începem să mai bine. Te zic soției mele, familiei mele și pentru toți suportele din lumea asta care a fost anul ăsta. Cristi, hai de neapte. Atât de video, poate vreme să spune.